Salut, numele meu este Dan și acesta este primul episod al unui concediu mai lung în partea sud-vestică a țării, care va cuprinde vizite și opriri la Mănăstirea Rupestră Șinca Veche, Cetatea Făgărașului, Mănăstirea Sâmbăta, Castelul de Lut de la Porumbacu, Casa Memorială Badea Cârțan, Transfăgărășanul, Muzeul Trovanților de la Costești și Locomotivelor din Reșița, Peșterile Liriecilor, Muierilor, Polovragi, Boli, Parcul Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Monumentul de la Padeș, Podului Traian de la Drobeta, Podului Dumnezeu și Lacul Temporar, Zăton, Cheile Nerei și Corcoaia și alte obiective care ar trebui să fie văzute măcar o dată. Drumul de la București până la intrarea în predeal nu-l mai descriu pentru că am mai făcut-o în trecut. Aici intrăm pe drumul național 73 spre stânga, trecem pe la Pârâul Rece, ajungem în Râșnov unde avem nevoie de puțină atenție. Important este să ieșim din oraș tot pe DN73A pe care am și intrat și pe care mergem până la Șinca Veche. Se spune că la Mănăstirea Rupestră de la Șinca Veche se întâmplă lucruri inexplicabile. Unii spun că dorințele puse acolo s-au împlinit, alții vin pentru că energia aparte pe care o emană locul îi ajută să plece mai liniștiți, creștinii se roagă acolo pentru că este un locaș de cult ortodox și consideră că rugăciunile lor ajung mai repede la Dumnezeu. În grotă este desenat pe stâncă chipul lui Iisus Hristos și sunt sculptate steaua lui David și semnul Yin și Yang. Accesul este permis vara între orele 8 și 20, iarna între 9 și 18, intrarea fiind liberă și pe proprie răspundere, ținând cont de faptul că grota este un sit natural și se pot desprinde bucăți de stâncă. De la mănăstire ieșim în drumul național 73A, pe care continuăm să mergem până în Șercaia, unde intrăm în drumul național numărul 1 spre stânga, până în Făgăraș, unde vom vizita cetatea Făgărașului. Înainte de a intra în cetate, puteți admira Catedrala Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul. Cetatea are o istorie de peste 600 de ani și a fost locul balurilor organizate de doamna Stanca, soția lui Mihai Viteazu, cetate de apărare, dar și închisoare comunistă. Programul diferă în funcție de anotimp, de zilele săptămânii. Cert este că veți intra sigur dacă ajungeți de marți până duminică între 9 și 17, cu 15 lei în buzunar adulții și 7 lei elevii, studenții sau pensionarii.
Se pleacă din Făgăraș spre Sibiu pe drumul național 1 prin Beclean și Voila, iar în sâmbăta de jos se virează spre stânga pe drumul județean 105B prin comuna Sâmbăta de Sus până la mănăstirea Brâncoveanu. Distanța este de 28 de km și o parcurgem într-o jumătate de oră. Cazare găsim în zona stațiunii climaterice Sâmbăta, de la 105 lei pe noapte, camera dublă, la pensiunea Floarea Reginei, până la 260 de lei pe noapte. Construită în 1657 din lemn și între 1696 și 1707 din zid de către Constantin Brâncoveanu, dărâmată cu tunul în 1785 de către generalul habsburgic Price, restaurată în 1926 și sfințită în 1946. La circa 2 km de mănăstire se află izvorul părintelui Arsenie Boca. Dacă mergeți pe drumul comunal 79 până la capătul acestuia, ajungeți la cabana Valea Sâmbetei, față de care, la 500 de metri, este chilia părintelui Arsenie Boca. Dacă sunteți iubitori de ascensiuni montane, de la cabană urcați pe poteca marcată cu triunghi roșu până în creasta Făgărașului, în fereastra mare a Sâmbetei sau fereastra mică a Sâmbetei, lângă care este refugiul Sâmbăta, și puteți continua pe creastă, pe bandă roșie, prin portița Viștei spre vârfurile Viștea Mare și Moldoveanu, care, cu 2527 de metri și 2544 de metri, sunt numerele 3 și 1 din România.